Și acum elegant, nu? Să nu supărăm divine feminini, divine masculini, bine informați. Doi, doi. Ok. Încă o dată, energie pură. Intră în formele, amintirile care te iubesc, da? În formele pământului, în oameni, în tete hel. Omul intrat în forma human mode, adică energia, da? În programelul human mode, începe să se să acționeze ca atare. Adică am mai zis, da? Am familie, am copii, am job, am, da? Atât. Intru în triunghi, amoros, atât. Ies din triunghi pentru că onoare, nu știu ce, da? Atât, sunt programele, da. Ce zic acum? Sper să înțelegi unde suntem, unde ești. Bun. Nu știe că trebuie să aibă grijă cumva. Știe că grija trebuie să fie noi în casă de mâncare, mă duc și fac de mâncare. Da? Divine masculin, să zicem. Se duce și gătește. Și tu, divine feminina, care ai ieșit din, te-ai reîncarnat cu Quantum Leap, unde făceai tu mâncare, tu nimerești în lumea asta și vezi divine masculinul umblă, face de aici și nu trebuie să-i zici du-te și fă aia, du-te și fă aia, da? Se duce, omul face, face de aici, face. Atât are în programel. Mai mult de atât nu are. Tu, divine feminina, mai romantică, mai nu știu cum, mai romantic decât să-ți gătească un bărbat și să-ți aducă sarmale în pat. Cafea, ok. Nu știu ce se poate întâmpla, da? Dar tu ai programelul tău. Din lumea în care, din care ai sărit, în femeie mod, în programelul femeie, la tine e așa. Gătesc sau nu, vedem cine gătește în familie. Are grijă de mine și de familia mea, da? De mai masculinul tău. Dacă aveți copii, are grijă de copii, dacă nu, are grijă doar de divine feminina lui. Dacă pleacă, să zicem, la un job departe, are grijă de ea, o întreabă, are ce mânca, n-are ce mânca, da? Dacă îi zice ceva, vezi să cumperi acolo, să avem niște cartofi, trebuie făcut cu ceva, pus cu ceva în programelul tău, e cum adică să-mi spui mie să fac ceva? Din resursele mele, din bunăstarea mea, care bunăstarea mea e pentru, nu știu, să fac dulceață, să fac ceva în casă, altceva. Nu să stropesc pomii care tu știi că așa eu, ca mag, divine feminina, magic face, da? Și vizualizează cum cad muștele pe jos, să zicem. Divine masculinul tău știe că e așa. Și el dacă spune, sună la divine feminina lui că trebuie să iei aia și să faci aia și să stropim nu știu ce acolo, trebuie să facă divine feminina. Dar din ce? Din ce bănuți? Nu-i spune. Pentru că nu are așa ceva în program. În programelul divine masculinul, în programelul lui are faci aia, faci aia, faci aia. Eu mai mult de atât nu pot să-ți dau. Eu cât simt îți dau. Mai mult de atât, da? El are așa, e un fel de, ca și cum am sărit în niște programele și nu suntem terminați până la capăt, știi, ca și psihic, fizic. Tu ai pretențiile tale, divine feminină? Cum adică să-mi spui mie ce să fac, să mă duc să iau nu știu ce, să cumpăr și bani nu-mi lași acasă. Nu contează, mă bag în ei sau nu, da? Femeia are, la care divine masculinul... Dacă tot zici că te descurci și nu-ți trebuie bani, și să mai las bani în casă? Știi? Fiecare e pe muchie de cuțita lui, da? Clăruim așa ceva. Că eu mai mult de atât nu pot. Nu faci din astea. Reconstituim și reconstruim programele. Redesignăm, reciclăm, zic cum vrei, da?
Adică îți dau numai atât. Dai tot, divine femininii, îi propui tot. Și ea la rândul ei îți propune tot. Spune pe tavă tot. Asta e relația care ancorezi tu în lumea ta. Ca femeie, ca divine feminină, ca divine masculin și ancorează ce vrea el, dar în lumea lui tu nici nu știi, nici n-ai să vezi. Tu ți ancorezi bărbatul cu așa ceva sau bărbatul de lumea ta și ancorează femeia cu romantică, cu toate cele, cu tot ce are, da? Se deschide și vine spre divine masculinul ei. Asta e informația, asta vine, astea sunt visele, nu știu cui. Se scrie despre așa ceva. Ai văzut? Foarte bine. La revedere! Ai fost unică ceaslată!